Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Deci Luca, capitolul 15, versetele de la 8 la 10. Cel de-al doilea lucru pierdut din categoria lucrurilor pierdute. Sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Frați și surori, reocupați-vă locurile. Scumpii mei, este joi seara și în urma cântărilor de laudă, a rugăciunii, în urma strângerii darurilor de bunăvoie cu care întreținem lucrarea lui Dumnezeu, în urma cuvântului pe care l-am ascultat din studiul profeților mici, acum în încheierea slujbei divine, ne apropiem de pilda banului pierdut. Așa cum anticipam, este al treilea lucru pierdut din capitolul 15, capitolul lucrurilor pierdute. Pilda banului pierdut este a doua din ciclul celor trei pilde care vorbesc despre lucrurile pierdute din capitolul 15 din Luca. În prima pildă, un om pierde o oaie dintr-o sută. În a doua pildă, o femeie pierde o monedă din 10. În a treia pildă, un tată pierde un fiu din 2. Ideea este că pierderea capătă intensitate. Pilda banului pierdut este a doua pildă din Biblie, alături de pilda aluatului, unde Mântuitorul Iisus Hristos se compară cu o femeie. Aceste două pilde pun în evidență, printre altele, responsabilitățile casnice ale femeii, adică pregătirea hranei pentru familie și îngrijirea și administrarea casei. Ca și data trecută, când am studiat pilda oii pierdute, să privim la motivația pildei. Este izbitoare diferența preocupării pentru mântuirea păcătoșilor dintre Iisus și liderii religioși ai vremii care se pretindeau purtătorii voii lui Dumnezeu. Din punct de vedere religios, oamenii se împart în Biblie între vameși și farisei și cărturari și vameși și păcătoși și cărturari și farisei. Cărturarii și fariseii, în loc să facă eforturi pentru mântuirea vameșilor și păcătoșilor, s-au separat de ei, i-au disprețuit, i-au judecat și i-au criticat, crezându-se superiori acestora datorită aparenței publice pe care ei o făceau între oameni. Iisus nu face parte din niciuna dintre aceste două categorii, nici din categoria vameșilor și păcătoșilor, nici din categoria cărturarilor și fariseilor. Însă scopul lui venind pe pământ a fost să mântuiască oamenii din ambele categorii. Fariseii și cărturarii aveau o părere foarte bună despre ei, motiv pentru care au refuzat și persoana Domnului Iisus și slujirea Lui pentru ei. Însă, în același timp, văzându-L pe Domnul Iisus Hristos care vine la vameși și la păcătoși, îl ironizează, îl disprețuiesc și îl judecă. Începutul capitolului 15 remarcă în primele două versete acest conflict care îl determină pe Mântuitorul să spună cele trei pilde: pilda oii pierdute, pilda drahmei sau monedei sau banului pierdut și pilda fiului pierdut. Observați că un cioban pierde o oaie dintr-o sută, o gospodină pierde un leu din 10 sau, dacă vreți,
un dolar din 10 și un tată pierde un fiu din 2. Este ușor de observat dramatismul crescând de la o pildă la alta prin faptul că în prima pildă pierderea este de 1%, în a doua pildă de 10%, în a treia pildă de 50%. Mai mult de atât, în primele două pilde se pierd lucruri, în a treia pildă se pierde un om. Toate cele trei pilde încep cu pierderea unui lucru din nefericire și se încheie cu găsirea lucrului pierdut din fericire. Primele două pilde se încheie cu afirmația: tot așa, în cer este mai multă bucurie printre îngeri când pe pământ un păcătos se pocăiește. Și repet, scopul pentru care Domnul Iisus Hristos spune aceste trei pilde este să le explice cărturarilor și fariseilor că vameșii și păcătoșii sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă ei trăiau în mod public în păcat și nu se ascundeau ca și ei, chiar dacă nu aveau interesul de a părea religioși ca și ei, chiar dacă în mod declarat trăiau în păcat și nu manifestau interes pentru lucrurile sfinte sau religioase, Dumnezeu din ceruri nu este doar tatăl cărturarilor și fariseilor, este și tatăl păcătoșilor și vameșilor. Și în pilda aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să spună următorul lucru. Dacă dintr-o 100 de persoane, 99 sunt cărturari și vameși și unul este păcătos, atunci Dumnezeu din cer se va duce după păcătosul acela, fiindcă el are nevoie de doctor. Aceeași morală o are și pilda banului sau a drahmei sau a monedei din această seară. Observând lucrurile acestea în Biblie, este ușor să înțelegem care sunt prioritățile și valorile cerului. Domnul se duce după un păcătos, chiar dacă este singurul dintr-o mulțime de oameni nemântuită. Vedeți? Câți dintre noi avem preocuparea dacă în adunare vine un necunoscut? El poate fi foarte bine un om născut din nou, membru al unei biserici, pe care noi nu-l cunoaștem, dar la fel de bine poate fi un om nemântuit. O biserică născută din nou, niște lideri care au o viziune spirituală, trebuie să aibă interes pentru omul acela. Duhul Sfânt l-a trimis aici. Și s-ar putea o singură dată să vină. Când eram copil, neavând părinți, nu aveam bani și mergeam cu copiii de seama mea în oraș și unul dintre jocurile favorite în vremea aceea pentru băieți era să tragi cu pușca la tir. Asta înseamnă că era așa o masă și erau mai multe puști și tinerii, copiii, bărbații care doreau, cumpărau cu 50 de bani o capsă și trăgeau în ceva ce se mișca sau nu acolo. Era un mod de a face bani pentru omul care avea tirul. Și de obicei aveam la mine cel mult 50 de bani, adică să cumpăr o capsă. De obicei, prietenii mei aveau bani să cumpere mai multe capse și își permiteau să tragă mai în grabă. Eu, pentru că aveam doar un singur glonț, doar unul singur, trebuia să mă uit atât de bine încât până la urmă îmi tremurau mâinile și de fiecare dată nu nimeream, pentru că mă gândeam, eu o singură dată pot să trag, nu de două ori. Ei pot greși că mai au încă o capsă, două, trei, dar eu ce fac dacă nu nimeresc? Ei, așa se întâmplă uneori. Duhul Sfânt trimite un om în adunare, un om nemântuit, și s-ar putea să vină o singură dată. Și dacă frații, dacă surorile nu au această preocupare pentru vameșul acela, care poate e îmbrăcat ca un vameș, poate se comportă ca un vameș, poate este tuns ca un vameș sau ca un păcătos. Sigur, un vameș și un păcătos trăiește într-un stil de viață specific și îmbrăcămintea și comportamentul și aerele pe care le are îl dau de gol. Dar Scriptura spune, dacă sunt 99 de cărturari și farisei și un singur vameș păcătos, Domnul îi lasă pe cei 99 de cărturari farisei și se duce după vameșul, păcătosul care este pierdut și are nevoie de doctor. În pilda din această seară, numărul scade la 10 pentru ca să demonstreze dramatismul celui pierdut.
Din acest motiv, Biblia insistă asupra faptului că mandatul fundamental al bisericii este mandatul fundamental al lui Iisus. El a spus, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și nouă ne-a spus, duceți-vă până la marginile pământului. Sunt oameni care sunt dispuși să cânte, sunt dispuși să predice, sunt dispuși să facă anumite lucruri, dar nu își asumă responsabilitatea pe care Domnul a dat-o, mergeți până la marginile pământului. Vedeți, bisericile din secolul 21 au un anumit sistem de liturghie și biserica noastră are un anumit mod de a-și desfășura serviciul divin. Una, două cântări de cor, una, două cântări de fanfară, 1, 2, 3 solo, o predică sau două, o rugăciune sau două, trei, o colectă și o benedicție la început și poate una la sfârșit, adică benedicție, rugăciunea de a binecuvânta, de a introduce serviciul divin și plecăm acasă și de fiecare dată facem la fel și lucrul acesta este bun. Dar gândiți-vă câte din lucrurile pe care le facem împlinește porunca pe care a lăsat-o Iisus, mergeți și faceți ucenici, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Câte din activitățile pe care le facem aici atinge obiectivul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu? Noi suntem oameni născuți din nou și conștiința noastră ar trebui să fie sensibilă. Și pentru că ne temem de Domnul, ar trebui să avem un răspuns la această întrebare. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a spus pilda care a spus-o. Care sunt elementele pildei? În pilda banului pierdut, ca și în pilda oii pierdute, elementele sunt puține și ușor de înțeles. Respectiv, gospodina care a pierdut moneda și o caută, îl simbolizează pe Mântuitorul Iisus Hristos, care îl caută pe omul pierdut în păcat. Moneda pierdută în casă îl simbolizează pe omul care este pierdut în păcat în lume, pentru că la rândul ei casa simbolizează lumea în care omul este pierdut, lumea în care Domnul Iisus Hristos prin întrupare a venit ca să-l caute pe om. Lumina aprinsă simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Prietenele și vecinele cu care se bucură gospodina după ce își găsește moneda pierdută sunt îngerii lui Dumnezeu. În al treilea rând, vă invit să observăm explicația pildei. Ca și gospodina din pildă, care a pierdut moneda, drahma, banul, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lumea noastră pentru omul care s-a pierdut de la voia lui Dumnezeu în păcat undeva în lume. Inițiativa căutării și resursele cheltuite în acest proces de căutare și de găsire sunt în întregime ale lui Dumnezeu. Spune Isaia, supranumit evanghelistul Vechiului Testament, în capitolul 53, versetul 6, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a fost o excepție, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. A fost inițiativa lui și această inițiativă s-a derulat, s-a desfășurat pe cheltuiala lui. Faptul că suntem mântuiți este inițiativa lui Dumnezeu. Slavă lui! Faptul că suntem mântuiți este pe cheltuiala lui Dumnezeu. Slavă lui! Nu ne-ar fi trecut prin minte să devenim mântuiți, fiindcă aveam mintea întunecată trăind în păcat și nu am fi avut resursele necesare, chiar dacă doream, pentru că trăind în păcat era nevoie de altcineva din afară să vină și să ne scoată. Lucru pe care l-a făcut scumpul nostru mântuitor, lăudat să fie numele Lui. El a venit într-o lume întunecată de păcat și în Proverbe, capitolul 4, versetul 19, Scriptura spune, calea celor răi este ca întunericul gros, ei nu văd de ce se vor potigni, pentru că este un întuneric gros. Primul lucru pe care l-a făcut gospodina în intenția ei să caute moneda pierdută, în procesul acesta în care s-a implicat să-și caute banul pierdut în casă, a fost să aprindă o lumină. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis,
Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, Ioan 8:12. V-am spus însă mai devreme că lumina este simbolul cuvântului, pentru că cuvântul este Domnul Iisus Hristos întrupat. Cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119, versetul 105. Observați că al doilea lucru pe care l-a făcut gospodina este să măture casa. În primul rând a aprins o lumină pentru ca să aibă suficientă vizibilitate pe podeaua încăperii, să vadă în ce loc, poate sub pat, poate sub masă, poate sub un scaun sau poate sub un alt corp de mobilă din încăpere, în cădere și rostogolire moneda s-a oprit. De aceea a aprins în primul rând o lumină și în al doilea rând a măturat casa. A strâns tot ce era într-un loc și în locul acela a sperat să fie și moneda împreună cu toate celelalte impurități sau poate chiar gunoaie sau lucruri pierdute, căzute în casă. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod, Matei 9, capitolul 9, versetul 35. El a măturat Israelul predicând Evanghelia. N-a rămas în Israel un singur loc unde să nu ajungă. A fost efectiv o măturare a țării prin mergerea și predicarea Evangheliei în orice loc, pentru ca orice evreu din orice zona țării să audă Evanghelia și să primească oportunitatea să reacționeze la Evanghelia predicată cu da, mântuindu-se sau nu, respingând cuvântul, după cum va vrea. Fiindcă Dumnezeu are dreptul să-l judece pe om, fiindcă i-a dat mai înainte omului dreptul și libertatea să accepte Evanghelia spunând da sau să respingă Evanghelia spunând nu. Omul are dreptul să accepte sau să respingă. De aceea Dumnezeu are dreptul să-l judece, pentru că având oportunitatea să spună da, cu nebăgare de seamă, din neștiință și din necredință, a spus nu. Dumnezeu nu-i condamnă pe oameni în iad pentru că sunt răi. Răi sunt toți oamenii. Dumnezeu îi condamnă pe oameni în iad pentru că, deși fiind răi, nu vor să se pocăiască. De aceea oportunitatea de a se pocăi este oferită în dar fiecărui om. Și omul trebuie să răspundă acestei oportunități prin credință și cu pocăință. Credință față de Dumnezeu și pocăință față de păcat. Al treilea lucru pe care l-a făcut gospodina a fost să caute cu băgare de seamă, cu maximă atenție. Iisus, aduceți-vă aminte că a renunțat la somn într-o noapte pentru mântuirea lui Nicodim. A renunțat la mâncare într-o zi pentru femeia din Samaria. A renunțat la sărbătoare într-o altă zi pentru vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Betesdei. A renunțat la reputația lui religioasă într-o altă zi pentru mântuirea femeii păcătoase. Și a renunțat pentru o vreme la cer și chiar la viața lui pentru ca să ne mântuiască pe noi toți. Acesta este Domnul care ne iubește și care nu ne părăsește. El ne iubește ca pe lumina ochilor lui. De aceea ne protejează, de aceea ne păzește ziua și noaptea, de aceea investește în noi, de aceea nu permite nimănui ca să ne facă rău decât atunci când răul acesta este ori inițiat de el, ori îngăduit de el. Dar indiferent dacă este inițiat de el, voia directoare a lui Dumnezeu, sau îngăduit de el, voia permisivă a lui Dumnezeu, răul acesta se întoarce spre binele nostru, fiindcă noi îl iubim pe el. Lăudat să fie Domnul! Al patrulea lucru pe care l-a făcut gospodina a fost să caute până găsește. Scriptura ne spune în versetul 8, nu aprinde o lumină? Ba da. Nu mătură casa? Ba da. Nu caută cu băgare de seamă? Ba da. Până când îl găsește? Desigur. Observați cei patru pași? Lumina aprinsă. Fără Evanghelie n-am fi avut lumină. Fiecare era în întunericul religiei lui, al filozofiei lui, al modului lui de viață. Nu puteam deosebi stânga de dreapta fiind întuneric.
Nu știai care-i drumul, fiind întuneric. A venit Evanghelia lui Dumnezeu, ea ne oferă lumină. Care este lumina? Știm că trebuie să ne pocăim. Dacă nu era Evanghelia, nu știam. Știm că trebuie să credem în Domnul Iisus ca fiind Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al oamenilor. Dacă nu era Evanghelia, nu eram, nu-L cunoșteam, nu știam lucrurile acestea. Ei bine, această Evanghelie ne aduce cunoștința voiei lui Dumnezeu și nu mai trăim în neștiință și în necredință, ci dimpotrivă, trăim în cunoștință de știința lui Dumnezeu și prin cunoașterea voiei lui Dumnezeu trăim prin credință, fiindcă întotdeauna cunoștința de voia lui Dumnezeu produce credință. De aceea întreabă apostolul, cum vor crede oamenii din lume dacă nu se duce nimeni să le predice? Oamenii din lume nu aud predica de aici. Grație Domnului, astăzi prin internet o aud și prin TV la programele creștine o aud. Și putem să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a oferit facilitățile acestea. Dar nu trebuie să ne limităm doar la ele, pentru că sunt oameni care probabil niciodată nu vor accepta să se uite pe internet sau la televizor la un program creștin. Și probabil omul acela este chiar vecinul unuia dintre noi, chiar colegul unuia dintre noi, chiar prietenul unuia dintre noi. Și noi suntem responsabili să le spunem oamenilor că Iisus a murit pentru ei deopotrivă ca și pentru noi. Dacă nu facem asta, atunci cât de născuți din nou suntem noi? Cât din dragostea lui Dumnezeu este în noi? În ce măsură slujim ca să se împlinească interesele împărăției? Și în ce măsură, când se va întoarce El, va spune, vino rob, bun și credincios? Păi de ce suntem buni dacă nu facem nimic bun în împărăție? Și de ce suntem credincioși dacă nu i-am împlinit cuvântul? În ce constă bunătatea noastră? Și în ce constă credincioșia noastră? Marele mandat al bisericii este următorul. Duceți-vă în toată lumea, la toți oamenii, faceți ucenici din toate neamurile, învățați-i tot ce v-am poruncit. Nu așa, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este mandatul nostru. Suntem responsabili de el. Scuzele noastre, economia merge slab. Scuzele noastre, nu mai sunt tânăr. Scuzele noastre, mă doare un picior. Scuzele noastre nu ne scuză, ne acuză. Iisus Hristos n-a mai putut să-și ducă crucea. Era plin de sânge, dacă îmi permiteți expresia, o baltă de sânge. Și a mers până la capăt. N-a spus, mă doare spatele, n-a spus, mă lovesc prea tare, n-a spus, îmi este sete, n-a spus, are dreptate tâlharul să mă dau jos să le demonstrez că sunt Fiul lui Dumnezeu. Ce a început, a dus la bun sfârșit. Și înainte să-și dea Duhul, a spus, tetele stai, adică Tată, misiune îndeplinită. Și a plecat. S-a întors de unde a venit, în glorie, în slavă. De aceea spune Psalmul 1, cel neprihănit ce începe, duce la bun sfârșit. Biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă proiecte pentru mântuirea oamenilor. Trebuie să aibă oameni specializați, pregătiți, puși înaintea lui Dumnezeu, însuflețiți, chemați, trimiși, umpluți de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Noi nu trebuie să ne organizăm doar pentru a ne întreține pe noi. Lucrul acesta este deosebit și e responsabilitatea învățătorului și responsabilitatea păstorului. Aceste două slujiri, alături de a prorocului, alături de a văzătorului, alături de cei cu daruri de descoperire, toți aceștia lucrează în adunare între cei născuți din nou. Dar evanghelistul? Evanghelistul vine să-i spună celui care de un an sau de 50 e mântuit, întoarce-te la Dumnezeu, păi e întors deja. Evanghelistul trebuie să lucreze în afara bisericii. Vedeți, noi nu avem o poziție de evanghelist printr-o dedicare. Noi nu avem pe cineva cu slujba de evanghelist. Însă întrebarea se pune, dar să fim sinceri, avem pe cineva cu chemare de evanghelist? Lucrul acesta, sau la această întrebare trebuie să răspundem și să ne organizăm biserica nu din punct de vedere tradițional, nici după mofturile cuiva, ci să ne organizăm biserica după principiile lui Dumnezeu, care nu întotdeauna sunt în democrația membrilor bisericii, ci sunt în această carte care ar trebui să ne conducă destinul și activitatea spirituală. Frați dragi, dacă ne depărtăm de Scriptură, și Constituția Bisericii, și democrația adunării generale, și mofturile cuiva, și confortul american, sau pragmatismul american, sau hedonismul american, ca să-i spun pe nume, ne conduce și ne fixează obiectivele, credeți-mă că puțin câte puțin vom înlemni.
vom înțepeni spiritual, ne vom istoriciza, așa cum au devenit bisericile istorice, catolice și ortodoxe. N-au fost așa, ele au fost biserica ucenicilor. Uitați-vă unde au ajuns astăzi, s-au înțepenit în forme și au ajuns să spună că ei oferă mântuirea. Așa spune biserica ortodoxă, cele 7 taine. Și catolicii să spună prin papa că vinde indulgențe pentru iertarea păcatelor. Dacă nu vom rămâne lângă această carte și lângă Duhul lui Dumnezeu, dacă nu vom avea predici aspre care să ne trezească, tendința omului carnal este să alunece în confort, să alunece în valoare de sine, să spună nu mă deranja, nu te atinge de mine, vorbește frumos, mai termină cu predica asta aspră, vreau să-mi gâdil urechile, scumpii mei, uitați-vă ce predice a avut Iisus. Uitați-vă ce predice a avut Ioan Botezătorul. Uitați-vă ce predice au avut apostolii. Așa ar trebui să fie predicile predicatorilor contemporani. Pentru că ei sunt modele pentru noi. Să nu ne luăm modele din lume. Politicienii ne laudă ca să le dăm bani și să-i votăm. Și sociologii ne laudă pentru aceleași interese. Predicatorii n-ar trebui să laude pe nimeni decât pe Iisus din Nazaret, care a murit și a înviat. Nu ar trebui să-i laude pe muritori, nici pentru vot, nici pentru colecte, nici pentru bani, nici pentru a-i susține sau a le lua apărarea în momente de criză. Pentru că stăpânul lor este Dumnezeu. Am rămas la punctul numărul 4. Al patrulea lucru pe care l-a făcut gospodina a fost să caute până găsește. S-a arătat lui Chifa, apoi cei 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și după ei toți. La urmă mi s-a arătat și mie, spunea Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 5 la 8. La urmă, în sfârșit, la capăt, mi s-a arătat și mie. Gospodina a căutat până a găsit. Domnul a trecut prin toate aceste categorii de oameni până a ajuns la Pavel. Și știți bine că nu s-a oprit acolo. Pentru că peste generații a mântuit oamenii care au vrut să reacționeze cu pocăință și credință la Evanghelie și ne-a mântuit și pe noi. Dacă se oprea la Pavel, atunci noi nu mai eram mântuiți. Domnul a căutat până când a găsit. Nu a spus, m-am săturat, nu a spus, mi-am pierdut răbdarea, nu a spus, o să mai încerc altă dată. A căutat gospodina până când a găsit. Al cincilea lucru pe care l-a făcut gospodina a fost să inițieze o sărbătoare cu masă la care a invitat vecinele și prietenele. Tot așa vă spun că e mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Tot așa vă spun, priviți versetul 7, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Și versetul 10, tot așa vă spun că este mai multă bucurie unde? Înaintea îngerilor, prietenii și vecinele. Înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pentru un singur păcătos care se pocăiește, vameșul și păcătosul acela dintr-o sută, oaia pierdută, sau vameșul și păcătosul acela dintre 10, banul pierdut, sau vameșul și păcătosul acela dintre 2 fii pierduți, dintre cei 2 fii, unul pierdut. Biblia ne spune să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Adevărul este că e mult mai ușor să plângem cu cei ce plâng, pentru că avem în inima noastră, în mod natural, capacitatea și compasiunea să simțim durerea oamenilor care trec prin durere, însă este foarte greu să te bucuri cu cei ce se bucură. Dacă cineva, spre exemplu, este promovat într-o funcție, există riscul, atunci când e promovat într-o funcție, să ne aducem aminte de toate greșelile lui și să spunem adunării sau păstorilor, nu-i vrednic. Dar el 5 ani a stat pe bancă și n-ai spus că nu-i vrednic, n-ai spus consumă alcool, n-ai spus trăiește în păcat. Pur și simplu ai tăcut și ai folosit gloanțele acelea pentru situația când va fi promovat, pentru ca să-l poți opri. Dacă știi că trăiește în păcat fratele tău, de ce nu-l spui păstorului?
Iar dacă nu-l spui, de ce îl mai spui când e ordinat sau băgat în comitet? Nu înțelegi că păstorul va pricepe că face aceasta din invidie? Dacă îți pasă de fratele tău, numai când e ordinat îți pasă? Dacă îți pasă de sufletul lui, numai când e ales în comitet îți pasă? Dacă niciodată nu va fi ales în comitet, îl lasă duc în iad? Frați dragi, asta nu-i nici pocăință și nici omenie. Domnul Iisus Hristos a spus de atâtea ori să ne bucurăm cu cei care se bucură, însă trebuie să acceptăm că este foarte greu. Să-l vezi pe cel de lângă tine că țâșnește financiar, profesional, intelectual, ca și poziție spirituală de slujire în biserică și tu nu. Să-l vezi pe cel de lângă tine că copilul lui e promovat și al tău nu. Și să te bucuri de bucuria lui, credeți-mă că este o virtute de-a dreptul divină. Noi ne bucurăm ușor de bucuriile familiei, însă este greu să suferim succesul din familiile altora. Dar mi-te să ne mai și bucurăm de asta. Trebuie să fii un om cu adevărat duhovnicesc. Invidia este unul dintre marile păcate ale oamenilor care vin la biserică astăzi. Uitați-vă cum se comportă unii ca o reacție a invidiei. Nu mai uitați-vă, uitați-vă în adunare. Între oamenii care vin aici și se pretind născuți din nou. Oameni mânați de invidie. Unii nu-și suportă păstorul. Nu-l suportă. Unii nu-și suportă dirijorul. Nu-l suportă. Unul nu-l suportă pe ușier. Nu poate să-l înghită. Unul nu suportă pe cel de la stație, unul nu-l suportă pe cel de la școala duminicală. Nu-l poate suporta. Și știți ce spune? Că nu-l poate suporta că e rău și păcătos. Da, de unde? Dacă ar sta pe bancă, n-ar avea nimic cu el. Știți de ce nu-l suportă? Pentru că stă pe scaunul ăla. Aia este toată vinovăția lui. Însă lucrurile acestea sunt greu de spus. Și eu știu că sunt și greu de auzit. Dar dacă nu ceea ce trebuie spus, spunem, ce fel de oameni suntem? Și dacă nu ceea ce a trebuit să auzim, auzim, cum ne vom schimba? Noi trebuie să ne confruntăm cu realitățile care sunt între noi și nu sunt grozave, pentru că încă nu suntem desăvârșiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru binele din fiecare, mulțumim lui Dumnezeu pentru corectarea vieții fiecăruia, dar în același timp trebuie să avem destulă pocăință să acceptăm că mai sunt domenii unde trebuie să punem în rânduială ceea ce încă nu este. Iar dacă la cineva nu mai este, atunci să se bucure, să se stea liniștit și să se odihnească. Dar, în ceea ce mă privește pe mine și pe marea majoritate, mai este câte ceva de pus la punct. În încheiere, dragii mei, observați, vă rog, că banul pierdut avea o valoare destul de mică pentru a justifica entuziasmul gospodinei. Spune Biblia că a pierdut o drahmă. Drahma era o monedă a vremii foarte ieftină. Era a doua ca și valoare. Și din 10 bani de genul acesta, din 10 coinți, a pierdut unul. Și observați că găsește moneda de 25 de cenți. Și se bucură așa de mult, dă o masă și își invită prietenele și vecinele. Și acum îmi imaginez o persoană care a pierdut acum o săptămână o bagnotă de un dolar. Și o găsește. O găsește în mașină pierdută sau în casă pierdută. Și imaginați-vă că se bucură atât de tare încât te uiți și spui, ceva nu e în regulă, pentru un dolar atâta bucurie. Și mai vine la mine pentru că mi-e vecin sau prieten și spune, frate Alin, am pierdut acum o săptămână un dolar, l-am găsit, trebuie să dau o masă pentru asta. Te rog frumos diseară să-ți iei soția și alături de încă 20 de familii veniți ca să sărbătorim. Ce credeți că zice Alin? Ceva nu-i bine cu fratele Luigi. Să pierzi tu un dolar și când îl găsești să-ți chem prietenii și vecinii să se bucure la masă, la dinner, să faci o cheltuială care costă 500 de dolari că ai găsit un dolar, asta nu este treabă. Dar, imaginați-vă că eu, prin virtutea unor circumstanțe, am ajuns să câștig, nu știu cum, 500 de milioane de dolari.
Acum pot să țopăi și să mă bucur la 500 de milioane de dolari, mă gândesc că poți să-ți faci asta, îți poți permite bucuria. Și zic, frate Marian, frate Alin, trebuie neapărat ca să vă, să veniți alături de mine, că mă bucur, uite de ce. E normal la 500 de milioane de dolari să te bucuri, pentru că valoarea aceasta te îndreptățește să te bucuri și să dai o masă. Dau o drachmă, 25 de cenți? Nu! Uitați ce spune Evanghelia. După ce l-a găsit, cheamă pe prietene și pe vecine și zice, bucurați-vă împreună cu mine, asta înseamnă că eu mă bucur, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Atâta valoare are omul acela pe care îl disprețuiesc unii, bătrânul acela de care râd alții, persoana aceea pe care îl ironizează alții și spun, ce valoare are ăsta în adunare? Dacă nu mai vine, tot acolo este. Du-te și dacă nu te mai întorci, nu faci nicio greșeală. Noi avem sistemul nostru de a aprecia pe oameni. Noi apreciem bogăția, apreciem puterea, apreciem inteligența, apreciem autoritatea delegată și suntem în fața acestor lucruri să ne închinăm dacă avem ceva de câștigat. Dar când vedem bătrânica aceea care vine pe lângă două picioare care i le-a dat Dumnezeu, rezemată de un baston sau uneori de alt sistem de a se sprijini, mai complicat decât un baston. Când vedem pe cela care a venit din România al alter și nu știe să spună nici thank you în limba, nici mulțumesc în limba engleză. Și când vedem pe celălalt care n-are pe nimeni aici, părinții sunt în țară sau au murit și singur cuc, vorba românului. Sau vedem pe altul și pe altul și pe altul. Și Domnul Iisus Hristos spune prin Iacov, când intră bogatul în adunare cu inelul pe deget, poate să stea pe prima bancă. Se spune că Nastratin Hogea s-a dus într-o zi la o masă, la o sărbătoare care s-a dat în satul lui. Și el era îmbrăcat cu o haină de om sărac, dar foarte sărac. Și când l-au văzut, l-au dat afară, a spus, matale, ce cauți aici? Hai! Și l-au poftit afară. Nu i-au dat nicio felie de pâine, de poftă. Și omul s-a supărat și a spus, cum înțelept cum era el, s-a dus la un om bogat și a spus, împrumută-mi, te rog frumos, puțin haina. Și cu haina bogatului, toată numai ciucuri și numai tighele și numai pense, a intrat din nou în aceeași petrecere, în aceeași festivitate, în aceeași sărbătoare. Și cum l-au văzut logofeții, ușierii, cei care erau la ușă și pofteau, au spus, o, domnul, poftiți. Și primul loc din față, care era liber, acolo l-a pus. Și el atunci s-a dezbrăcat de haina aia minunată și a spus, dați-i să mănânce, că asta face pentru voi mai mult decât fac eu. Nu se întâmplă așa. Credeți că Domnul Iisus Hristos, Duhul lui cel Sfânt, când a scris asta în Biblie, a scris-o degeaba? Noi nu îndrăznim să spunem lucrurile acestea pentru că socotim, că nici nu se întâmplă, dar Sfântul Dumnezeu le-a spus că știe că se întâmplă. Scumpii mei, atâta valoare a avut omul acela pe care îl disprețuiești, pe care îl bârfești, pe care îți cheltui minutele de la celular ca să-l critici împreună cu alții și să-l dai în tarbacă și mai poți să faci lucrul ăsta până se întoarce Iisus. Liniștit! Dar omul acela pe care îl bârfești toată ziua și pe care îl judeci, bacă-i așa, fără ca să ai timp măcar un minut pe zi să te uiți și la dumneata. Pentru omul acela, atâta a investit Dumnezeu și pentru Dumnezeu omul acela atâta valoare are. Marea problemă este că atunci când fizic sau verbal lovești pe cineva, este și față de omul acela că l-ai lovit pentru că este o entitate umană, dar și pentru stăpânul lui. Nu este așa că atunci când cineva îți lovește copilul, te doare și încerci să-ți protejezi copilul, să iei apărarea și să rezolvi cu dreptate situația? Credeți că Dumnezeu din ceruri e un tată mai slab? Credeți că Dumnezeu din ceruri este un tată mai neglijent și mai irresponsabil? Nu vede el ce se întâmplă cu copiii lui? Cum sunt tratați de frații lor? Subiect de discuție? Scumpii mei, așa ar trebui să gândim duhovnicește.
Tot atâta valoare are sufletul unui om păcătos înaintea lui Dumnezeu, de aceea el poruncește bisericii sale, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și pentru ca să reușiți, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Matei 28, versetele 19 la 20. Atâta valoare are omul acela de pe stradă, sau atâta valoare are persoana aia care intră aici, poate este copilul unor frați, care nu mai vine la biserică de 5 ani și poate și-a pus inel în ureche, și poate și-a pus inel în nas, sau cum se spune, belciug, și nu mai știu pe unde. Și ne uităm la el și poate a venit tuns într-un fel care te enervează. Și îmbrăcat mai mult dezbrăcat. Și cine știe cu ce e încălțat și cine știe ce aer își dă și miroase a țigări și se uită așa și poate vorbește cu cel de lângă el și e greu de suportat pentru că nu are comportamentul unui om care vine de obicei la biserică. Și ai tendința să-l disprețuiești și să spui derbedeul ăsta toată ziua stă prin baruri și acum ce-o că fi căutând aici să ne deranjeze adunarea? Dar acest derbedeu are un preț egal cu mine și cu dumneata. Ar trebui să mergem la el când se termină adunarea și să-i spunem, mă bucur că ești aici, Dumnezeu să te binecuvinteze. Știu că și tu ai o mamă și un tată care plâng pentru tine, cum a plâns mama și tata pentru mine, sau cum plâng eu pentru copilul meu. Frați dragi, această pildă ne spune următoarea învățătură. Nu disprețuiți pe vameșul și pe păcătosul care intră în adunare. Nu-l disprețuiți. Indiferent cum este îmbrăcat, indiferent cum se comportă, dacă Dumnezeu îl suportă în fiecare zi, noi nu putem să-l suportăm nicio zi? Asta s-a întâmplat, spune o întâmplare antică, cu Avram. Și dumneavoastră, probabil că cei mai mulți vă aduceți aminte de întâmplarea aceasta, când Avram l-a auzit pe unul pe care l-a primit în cortul lui să-l găzduiască peste noapte, că se ruga la un Dumnezeu străin și atunci l-a dat afară că se închina la un idol și se ruga la un Dumnezeu străin. Și a spus, pleacă de aici. Și s-a culcat liniștit că a făcut o treabă bună, a zis, în sfârșit l-am rezolvat și pe ăsta. Nu i-ar fi rușine, vine la mine în casă să se roage la Dumnezei străin, să-mi spurce casa? A, l-am rezolvat, Doamne, acum mă pot culca liniștit că mi-am terminat serviciul. Și nici n-a adormit bine că vine Domnul la el și spune, unde ți-e musafirul? Păi nu ți-am spus că l-am rezolvat. Să se ducă de aici, nu vine în casa mea, eu te cunosc pe tine. Se închină la Dumnezei străin. Și Dumnezeu îi spune, n-am avut la cine să-l trimit mai potrivit decât tine la nimeni. Și am crezut că tu vei vedea că până la vârsta asta de om bătrân, eu am avut răbdare cu el și tu n-ai putut să ai răbdare cu el o noapte. Eu l-am trimis la tine intenționat ca să-i prezinți pe Dumnezeul adevărat în locul idolilor lui. Și tu ce ai făcut, Avrame? L-ai luat la goană? Spune-mi, Avrame, eu la cine să-l trimit dacă tu l-ai gonit? Eu am crezut că tu ești cel mai credincios om de pe pământ. La cine să-l trimit dacă nu la tine? Dacă noi credem că există alte biserici mai duhovnicești decât biserica noastră, atunci să-l trimitem pe vameșul și pe păcătosul acela care ne deranjează pe noi, să-l trimitem acolo. Dar dacă noi credem că suntem o biserică duhovnicească și că Duhul lui Dumnezeu este aici, atunci când vine, să-l îngăduim. Domnul Iisus Hristos, observați în Biblie și spun asta în încheiere, tot timpul i-a îngăduit pe vameși și pe păcătoși. Marea problemă e că nu i-a îngăduit pe farisei și pe cărturari. Câte minuni a făcut între cărturari și farisei? Câți cărturari și farisei a vindecat? E ușor de răspuns. Veți constata că tot timpul a vindecat păcătoși și vameși, a iertat păcătoși și vameși. Știți de ce? Pentru că păcătosul și vameșul este păcătos, dar spune, Doamne, sunt păcătos, iartă-mă. Vameșul și fariseul și el e păcătos, dar el spune, eu nu, eu sunt sfânt. Și dacă Dumnezeu vede că el nu are nevoie de iertare, nu îl iartă. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta și să acceptăm că pilda banului pierdut ne învață câteva principii fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu. 1. Dumnezeu îl iubește pe un om mai mult decât tot universul material. 2. Mântuirea omului este activitatea, plăcerea și bucuria cerului întreg. 3. Inițiativa mântuirii și resursele cheltuite în procesul mântuirii omului sunt ale lui Dumnezeu.
și 4, vecinii și prietenele gospodinei s-au bucurat de succesul ei, lucru care pune în evidență măreția caracterului lor. Să stăm și noi înaintea lui Dumnezeu în această seară, scumpii mei, și în lumina acestei pilde care este în Luca 15, să ne cercetăm și să vedem dacă acum suntem în conformitate cu Evanghelia. Dacă acum nu suntem, să știți că nu vom fi nici la răpire. Vă invit să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și potrivit călăuzirii Duhului să ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia